Bine v-am găsit, stimați telespectatori. V-am mărturisit că după o călătorie în străinătate, procedez la o aventură, la un experiment pe care vă îndemn să-l faceți și noastră, și anume să citiți o perioadă de timp, o săptămână, două, până timp se păstrează amintirile din locul respectiv. Pentru că plecând de la deci la ce ați văzut și ceea ce citiți, se impregnează așa. Deci așa am făcut eu cu fiecare loc unde am fost. Sigur că peste o lună m-am pregătit pentru altceva și mi-a pierit interesul. Deci este foarte important. Nu înainte de a pleca într-o călătorie. Deci vreți să vă duceți, nu știu, cum vreau să merg acum în Scoția, la mănăstirea, pentru a trebui să văd acea primă mănăstire sau primul loc jefuit de vikingi, unde au și oprit. Dacă citiți înainte, nu aveți imagine, adică după ce te duci la Waterloo, că ai vizitat și citești, îți amintești, vezi imediat cu ochii minții ceea ce ai văzut. Fără la Nisa, v-am spus că am și în timpul călătoriei, pe plaja comunală și seara și după, am citit mai multe cărți descărcate de pe Kindle, asta înseamnă contracost. Am terminat o carte din aceasta în engleză scrisă despre curiozitățile Nisei. Și acum citesc un fel de culegere de articole despre Nisa, numită Nisa mai mult decât o promenadă, și mi-a atras atenția, pentru că tot au loc sau au avut loc tulburările, violențele din Franța. Eu v-am vorbit în mai multe rânduri despre acele locuri, banlieue, cel puțin la Paris sau în alte localități, unde s-au comasat arabii. Nimic în dar mai ales arabi. Știam că există un asemenea cartier la Nisa, nu am fost, îmi pare rău, dar nu cred că ar fi trebuit să mă duc singur, că nu cred că Doina avea de gând să meargă în acel cartier. Se numește Arian, la Arian. Și iată ce spune în această carte. Situată la extremitatea de nord-est a orașului, între Paion ăsta este un parc unde sunt și niște tinere, dacă mergeți la Nisa, fântânii, sunt din ăsta, e așa un teren pe care țâșnesc, am dat și eu, sunt fântâni arteziene și copiii se joacă. Deci, între Paion și colina Saint-André de la Roche, cartierul a fost clasat zonă de securitate prioritară de Ministerul de Interior. Iată ce se spune despre acest cartier. Dacă nu ați ajuns pe acolo, puteți să mă scrieți, eu n-am ajuns. Așa. Prima dată au venit așa. Ia să vedem aici, așa să vedem. Da. Deci acum Arian are cinci moschee, între care două dintre ele sunt foarte importante. Da? Vinerea după amiază, toți bărbații sunt în gelaba. Sentimentul așa. Deci are 12.000 de locuitori și sunt maghrebieni, ceceni, georgieni, romi. O etnie o alungă pe cealaltă, da? Ia să vedem așa. Cum s-a devenit acel spațiu fără nicio legătură cu Franța? Deci, în anii 80, au apărut primele săli de
rugăciune clandestină, bine, islamică, da? Apoi, între 2000-2002, au venit predicatori din străinătate. Mai țineți minte că în interviul pe care l-am luat muftiului din România, a explicat cu rolul acestor predicatori care vin și îndeamnă la o interpretare a islamului proprie, nu chiar să spunem oficială, da? Și zice, s-a ajuns la un proces de libanizare, da? Acolo, așa, economia subterană e tolerată, așa, locuitorii nu se simt, nu se cred locuitorii Elisei, ei spun că totul este pentru inima, centrul orașului și nu pentru ei, da? Deci, ce spune aceasta? În această definire a lui Arian, un cartier nu l-am văzut, care este clar că este ca Saint-Denis la Paris, nu e are polițiști, nu pătrund, e o lume acolo, o lume care, cum spune, are altă treabă, dar e foarte importantă această precizare care explică și tulburările din Franța. Mi-a trimis și un urmăritor, telespectator, un text foarte mare despre situația din Franța, nu o să-l citesc pe tot. Esența acestui text era următoarea. Rasiști sunt nu francezi, ci ceilalți. Deci s-a dezvoltat și cum spune și aici, așa, aceste banlieuri, aceste localități, aceste locuri în care se duc ei inițial, imigranții, care sunt locuri ale sărăcimii, s-a născut un fel de bolșevism, în sens, o ură de, să zic, ură de rasă, nu din partea franceză, din partea lor. Adică văd că din centru, ei stau acolo, centru orașul este al altora, e al bogaților, al albilor, pe cal, alte, cum să spun, religii. Deci, foarte interesant. Eu, care mă uit și văd cum în weekend orașul e brăzdat de biciclete pe care merg alte persoane decât români, care sunt aitiștii, politicieni, nu știu, angajați în presă, ci sunt din alte lumi, cred că către aceasta va merge Europa, o Europa îmbătrânită. Ca să fac o paranteză, am recomandat cuiva serialul acela și ajung și la comentariu, Umar. Umar este al doilea calif, pentru că eu pe Mahomet nu pot considera calif, a fost Bahr și a venit Umar, care este practic cel care a constituit statul islamic. El este fondatorul statului islamic. Este cel care, sub autoritatea care a fost cucerită Persia, Siria, Egiptul și Ierusalim. În acest serial, care este regizat de sirieni, dar plătit de Arabia Saudită, extraordinar, este cea mai mare, cea mai bună reconstituire a perioadei de formare a islamului. Vedeți, Mecca, Medina, pentru că au fost foarte mulți bani investiți, războaiele cu perșii, elefanții, chiar merită ca un spectacol. La un moment dat, după ce intră trupele musulmane, arabii, în palatul, cum să zic, în palatul regilor persani, ei acolo se aduc de acolo, ei așa duceau după război, cu pradă, cum ar veni, și se face așa la Medina, într-o piață, și vine Umar și Umar zice, așa, meditează în film, zice, este lucru de care m-am temut cel mai mult, și anume că din prin cuceriri noi vom începe să trăim bine, vom descoperi bogăția și la un moment dat
credința va pieri. Există o scenă foarte importantă și anume vine un trimis de la Bizanț în film și împăratul Bizanțului și îl caută pe Omar. Califul ăla care cucerise Persia, dar nici de acolo dormea moțăia pe, nu știu, pe niște bolovani. Dacă ne uităm la acest Omar de la început și la Harun al-Rashid, al cărei nevastă trebuia susținută ca să nu cadă din cauza bijuteriilor, dacă ne uităm la Osman, cel întemeitorul Osmanului, și apoi ajungem la viața simplă pe care o ducea și ajungem la Suleiman Magnificul, vom descoperi că evoluția diferitelor imperii, diferitelor societăți este simplă. La început oamenii nu că sunt săraci, sunt cred în ceva, Mahomet, în Buddha, în ce vreți, în Dumnezeu, deci nu sunt bogați. Și încetul cu încetul se îmbogățesc și traiul bun aduce cu sine absența credinței, obiceiurile proaste, lenevirea, disoluția familiei și încetul cu încetul vin alții. Așa și din coace. Eu nu cred că societatea europeană, mă rog, noi o să murim, dumneavoastră sunteți mai tineri, eu nu să apuc, încetul cu încetul intră în disoluție pentru că vin oamenii aceștia. Dacă noi nu muncim, bicicleta la Glovo merg ei și noi, deja ne-am domn. Și normal că la un moment dat vor veni și alții și alții și alții vor face cartierul lor, lumea lor, așa și la francezi, sau francezi, la englezi, câte vreme ei nu muncesc și, cum să zic, muncesc cei care vin din alte lumi, sigur că vor sfârși cei care nu muncesc, care se simt bine, care sunt comozi, și care și pierd această vitalitate pe care au, să spunem, națiunile la început. Bun. Să trecem acum la evenimentul numărul 1 al acestei zile, poate și evenimentul printre cele mai importante evenimente ale acestui an. Este vorba de, ar trebui să spun, de demisia din funcție pe care și-a dat-o Eduard Helbig, directorul SRI. Eu aș spune, nu acesta este evenimentul, că din 1990 până acum, șefii SRI și-au dat demisia în diferite împrejurări. Este vorba de felul, nu, este vorba de spectacolul mediatic, să zicem, pus la cale, bine făcut de către Eduard Helbig, al anunțului demisiei sale. Întâmplarea a făcut, nu coincidență, întâmplarea ca la ora 12 s-a programat un dialog cu Dan Andronic la evenimentul zilei. Pe perioada verii, din câte știți, s-au suspendat cei doi moderatori, și anume Robert Turcescu și Ionuț Cristache, în sensul că Dan Andronic a declarat că nu mai are bani să-i plătească. Eu n-am zis nimic, cum am zis și la, cu atât mai bine, dacă nu are să-i plătească și nu mai fac, imaginați-vă că aveam lunea și miercurea libere. El, Dan Andronic, mi-a spus că el face, deși Mirel Curea și Simona Ionescu, pentru că poate să facă acest lucru pe gratis, deci într-un fel de economie, și mi-a propus să facem eu cu el un talk show la ora 12 luni. Deci nu la ora 3, ci la 12 luni și miercuri nu mai fac nimic. Deci voi avea 2 zile libere până, 2 zile și ceva, până când am talk show-ul cu Marius Stucă. Bun. Și coincidența a făcut ca înainte de la vreo, cu vreo oră să se dea știrea că domnul Eduard Helbig face o declarație de presă.
Știind că, da, domnul că Eduard Helbig că nu face declarații de presă decât într-o situație ieșită din comun, am bănuit că deci va anunța demisia. Că, da, până acum n-a făcut asemenea declarații și mai ales cu atât tam-tam. Și a fost pentru evenimentul zilei o posibilitate și a dat Andronic să mai aibă pe mine în direct să comentez acest spectacol. Deci primul lucru pe care l-am remarcat, și aici atrag atenția, este spectacol. Adică doar el vei putea să, nu știu, să depună demisia la Cotroceni și pe surse să apară ca demisionat și eventual să se ducă seara la un interviu. Nu. Ea este foarte important din punct de vedere politic ce spun acum. Domnia sa a ținut să facă un eveniment din această demisie. A reușit ca impact mediatic, a fost uriaș pentru că toate televiziunile de știri au transmis în direct. Dacă probabil ar fi, cum să zic, nu cred că vreun politician ar fi beneficiat de o asemenea impact mediatic. Doi, discursul, deci în care domnia sa nu a putea să înceapă așa, m-au hotărât să-mi dau demisia și, nu știu, la revedere. A ținut un discurs scurt, bine făcut, sigur, în care în prima parte a prezentat și că și realizările sale ca șef al SRI, tocmai când credeam că o să mă plictisească, că mă interesa pe mine realizările SRI, a anunțat că va demisiona și, de fapt, partea cea mai importantă din punct de vedere politic este justificarea demisiei sale. Trebuie precizat înainte de a da acel fragment video că domnul Eduard Helvig este primul și singurul director al SRI care demisionează înainte de a se încheia mandatul președintelui. De regulă, de la domnul Măgureanu până la cine a fost Costin Georgescu, toți directorii SRI au rămas în mandatele președinților, deși numește Parlamentul președintele până la urmă al președintelui, și de regulă în stil românesc au așteptat și l-au servit și pe nou stăpân o lună, două, până când nou stăpân e dat afară, în urmă, fiecare își aduce oamenii săi. În cazul lui domnul Eduard Helvic, avem de-a face cu o demisie, nu în urma unui scandal, nu în urma sfârșitului unui mandat, o lună, un an și ceva, până la încheierea mandatului Claus Iohannis. S-au făcut speculații că dânsul nu s-a împăcat cu ultima an cu Claus Iohannis. Eu nu cred, pentru că este foarte greu să rămâi directorul SRI într-o țară democrată dacă depinzi de președinte, fiind certat cu președinte. Deci asta este foarte important, că a demisionat cu un spectacol și și-a justificat această demisie prin faptul că a stat prea mult în funcție. Am înțeles după asta că, de fapt, domnul Eduard Helvig este cel mai longeviv director al seriei. De ce am făcut mutra asta? Pentru că nu știam și nu observasem. Deci, ideea de a făcut că noi ne-am fi întrebat bă, când demisionează Helvig, nu e valabilă. Deci e clar că această justificare că a stat prea mult nu e venea dintr-o presiune a opiniei publice. Adică am venit noi și am spus, bă, dar nu mai demisionează. Bine, am observat. Ia să vedem această justificare. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Serviciul Român de Informații a transmis pe 23 iunie către Comisia de Control raportul de activitate aferent anului 2022. Este un document clasificat până în momentul în care va fi discutat în comisie și înaintat spre dezbaterea plenului reunit al Parlamentului.
Raportul care a ajuns în Parlament prezintă inclusiv o sinteză a modurilor în care Serviciul Român de Informații s-a transformat din punct de vedere al instrumentelor de lucru pentru a deveni mai flexibil și mai adaptabil schimbărilor de realitate geopolitică. Asupra acestor transformări aș vrea să insist. Cred că este important ca societatea și cetățenii să știe că Serviciul Român de Informații s-a transformat major în acești ani ca să poată acționa mai eficient și mai adaptat provocărilor actuale pentru a proteja România. Suntem la finalul unui proces foarte important de reconfigurare a tuturor componentelor SRI, atât la nivel local, cât și la nivel regional. A fost un proces menit să asigure instituției un sistem conceptual de securitate integrat, precum și să-i sporească eficiența în prevenirea și contracararea amenințărilor la adresa securității naționale. Documentul detaliază și finalizarea cu succes a două proiecte majore, Regio și Centrio, secundate de multiple etape de reașezare organizatorică. Prin aceste două proiecte de reorganizare, Serviciul Român de Informații a devenit o instituție modernă, suplă și debirocratizată. Proiectul Regio a început în 2017 și a avut ca obiectiv reorganizarea teritorială a instituției pentru a ne adapta la realitățile actuale și la amenințările preponderente ale unei arii geografice particulare. Nu mai există astăzi 41 de servicii în miniatură, aferent fiecărui județ sau a capitalei. Acum vorbim de o nouă organizare regională, cu mai puține direcții, cu un lanț de comandă scurtat și cu o flexibilitate accentuată care a produs deja rezultate foarte bune. Proiectul Regio a însemnat pasul următor, adică transformarea din temelia unităților centrale ale serviciului în raport cu o idee simplă, operațiunile pe primul loc. Împreună cu partenerii instituționali importanți, pe model euroatlantic, am reformulat concepțiile de lucru astfel încât resursele umane și financiare, investițiile și prioritățile să fie direcționate în raportare directă la obiectivele de securitate națională. Acest lucru a implicat și asigurări legate de menținerea în matca legală și constituțională, cu accent pe creșterea eficienței și consolidării bunului prestigiu creat în relația cu partenerii noștri din Uniunea Europeană și NATO. Rezultatele bune au apărut deja și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Personal am satisfacția de a constata că direcțiile strategice pe care le-am urmărit funcționează cu succes în planul concret al activității SRI. Prin ceea ce conține și confirmă, raportul Serviciului Român de Informații îmi oferă sentimentul îndeplinirii tuturor obiectivelor în rolul public de director al Serviciului Român de Informații. Modernizarea instituției s-a făcut la pachet cu alți pași, care în acești ani au însemnat o separare de moștenirea vechii securități, introducerea de cursuri despre totalitarism și democrație pentru noi angajați, predarea completă a arhivelor către CNSAS, într-un gest care am sperat să fie preluat și de alte instituții. Până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Am mai vorbit de riscul securismului și nu îl voi mai repeta. Sper că suntem mai mulți cei care înțelegem mizele acestei clarificări a trecutului. Nu putem privi niciodată înainte dacă mereu revenim în trecut pentru a rezolva problemele nerezolvate ale altor generații. Nu putem mereu cere generațiilor viitoare să rezolve problemele pe care noi nu le-am rezolvat. Finalizarea proceselor de actualizare operațională a SRI mă obligă, în egală măsură, și la o analiză cu privire la viitor. Vorbesc despre viitor în raport cu valorile care mă definesc, cu lucrurile în care cred și sub auspiciile sistemului democratic pe care am ales să-l slujesc. Este momentul să constat că obiectivele profesionale pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de director au fost îndeplinite. Prin urmare, pot
să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea Serviciului Român de Informații. Încheierea mandatului meu este o decizie pe care am discutat-o deschis în ultimele săptămâni cu președintele României, căruia îi mulțumesc și cu acest prilej pentru susținerea constantă arătată de-a lungul acestor ani la conducerea serviciului. L-am informat și pe președintele Comisiei pentru Exercitarea Controlului Parlamentar asupra activității SRI. Este o decizie ale cărei rațiuni au fost înțelese pe deplin și pe care vi le împărtășesc și dumneavoastră și am să încerc să mă explic. Este o cutumă greșită la noi că cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă, eventual forțați. Majoritatea celor care dețin puterea nu renunță la ea când își îndeplinesc obiectivele din diverse motive. Personal, cred că este nevoie de un asemenea pas. Este în primul rând un gest de sănătate democratică pe care l-am argumentat fără echivoc încă din primul an de mandat. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibru puterilor în stat, ca un director de serviciu de informații să aibă un mandat limitat în timp. Pietrificarea în funcție nu este bună. Ea poate conduce la setarea de obiective greșite pentru instituție, la pierderea contactului cu realitatea socială, la confundarea funcției cu persoana care o deține. Nu vreau acest lucru nici pentru mine, nici pentru o instituție care este mai valoroasă decât orice director pe care l-a avut. Nu vreau să evit abordarea frontală a unui subiect care este legitim dezbătut în spațiu public. Funcția de director a unui serviciu de informații oferă acces la un volum semnificativ de informații sensibile. Nu cred că este bine pentru democrație ca o persoană să concentreze expunerea la informație secretă pentru un timp îndelungat. Pur și simplu, cred că și cetățenii și statul sunt mai bine slujiți dacă la conducerea serviciilor de informații se succed lideri la intervale de timp clar și stabilite. Consider că din moment ce mi-am atins obiectivele propuse, nu există nicio rațiune pentru a continua să exercit această funcție. După cum spuneam, închei această etapă de viață cu satisfacția că am făcut lucruri bune pentru cetățeni, pentru România și pentru SRI. Am reușit restructurarea instituției pentru a fi mai eficientă, am îndepărtat-o de politică și de moștenirea fostei securități, am menținut și amplificat încrederea și respectul partenerilor noștri externi, alături de care SRI luptă zi de zi pentru protejarea României. Am promovat o nouă generație în funcțiile de conducere și am pus la dispoziția societății informațiile extrase din arhivele fostei securități. Starea serviciului este acum semnificativ mai bună decât în urmă cu 8-9 ani. Realizările publicabile, dar și provocările mandatului, se regăsesc în volumul 2 al monografiei SRI, care acoperă perioada 2015-2023. Vreau să-mi exprim aprecierea față de profesioniștii din Serviciul Român de Informații, față de partenerii din conducerea executivă și față de beneficiarii legali ai instituției, care mi-au fost sprijin, dar și resort critic, pozitiv în toți acești ani. Rămân un susținător deschis al valorilor de securitate națională și al profesioniștilor onești din domeniul informațiilor. Cred că viitorul SRI va fi unul bun pentru România dacă instituția se ferește de greșelile și abuzurile trecutului, dacă își menține parcursul democratic și de profesionalizare care au adus în prezent admirația și respectul partenerilor săi din țară, din Uniunea Europeană și NATO. Îmi amintesc acum de ceea ce spunea un important lider politic european al secolului 20. Singurul ghid al unui om este conștiința sa. Singurul scut al memoriei sale este verticalitatea și sinceritatea acțiunilor sale. Este foarte imprudent să mergi prin viață fără acest scut, pentru că suntem atât de des luați în derâdere de eșecurile speranțelor noastre și de nerealizarea planurilor noastre. Purtând acest scut, vom fi mereu în rândul celor onorabili. Declarația de astăzi este ultima în calitate de director al Serviciului Român de Informații.
Profesional și sufletește, voi fi marcat pozitiv pentru toată viața de această experiență deosebit de onorantă. Emoțional și rațional, mă voi raporta totdeauna cu respect, considerație și afecțiune la motoul Serviciului Român de Informații. Patria a priori. Mulțumesc. Da. Deci, tot această prezentare a demisiei ca fiind rodul conștiinței sau efectelor conștiinței că a stat prea mult, bă, cum să zic, nu, adică nu rezistă din punct de vedere, să zicem, logic. Că putea să demisioneze acum o lună sau putea să demisioneze prin septembrie. Dar, repet, mutra pe care am făcut-o mine, arată că eu, de exemplu, pentru care m-am preocupat de serii de servicii, n-am observat că Eduard Helwig e dat tati. Cred că mai putea să mai rămână 10 ani. A fost o șefie mai discretă, fără spectacolele lui Virgil Măgureanu, deși și domnia sa este om politic. Însă pe mine mă interesează acest moment, momentul în care justific. Și l-ați văzut mai înainte. De ce? Pentru că este un moment în care Eduard Helwig își propune și reușește să câștige 10% deja capital electoral ca politician. De ce? Pentru că folosește această demisie, nu știu care sunt motivele, poate fi chiar asta, dar eu spun ca imagine, pentru a semnala românilor că, unu, că el este o excepție în spațiul public românesc. De ce? Pentru că în România post-decembriste nu se demisionează. Deci, repet, justificarea, adevărat, cheia acestei demisii o constituie justificarea demisiei. Puteți să nu justifice, nu, domnule, am hotărât să plec. Și nu, a spus, am hotărât să plec, deoarece eu cred că un om politic nu mai poate să mai stea în funcție, că e bine ca șefii serviciilor secrete și alții să fie pe mandat limitat. Eu sunt de acord și susțin că și în cazul primarilor trebuie mandat limitat, stimați telespectatori, și în cazul parlamentarilor, pe mai telespectatori, uitați-vă la mine. Eu, imaginați-vă că eu eram la evenimentul zilei acum, direct. Nu să vă imaginați, bătrâni, aia tot bătrâni, plictisiți de mine. După 4-5 ani, vă garantez, eu care nu am stat mai mult, adică, de la evenimentul ăsta, 92, 4 ani, te rutinezi, n-ai cum, nu ai cum, și primar, ai făcut un mandat maximum 2, da? După asta nu e vorba că și cât ai fi de bine interesat. N-ai cum să vină unul, nu, cu proaspăt, cu idei care, nu știu, schimbă ceva. Aici are dreptate. De ce nu demisionează, nu se demisionează figurile publice, mai ales politicieni? Răspunsul este foarte simplu. În România, post-decembristă, a pleca dintr-o funcție este un dezastru. Asta e foarte important de discutat acum, nu viitorului Eduard Helwig, o să vedem și despre asta, ci despre de ce nu se demisionează. Se demisionează pentru că în România a demisionat dintr-o funcție, inclusiv de, nu știu, de premier, nu mai spun, și nu se obișnuiește. De ce nu se obișnuiește? Nu există demisie de onoare. Sunt partide care au pierdut alegerile, nu s-a întâmplat nimic, n-a demisionat. În momentul în care Ludovic Orban vedea că nu e dorit de cu toții, este demisie. Deci nu există demisia aceasta de onoare. De ce? Adică demisia neforțată. Dintr-un simplu motiv, pentru că toți cei care ajung la putere văd plecarea de la putere ca un dezastru. Într-un fel au dreptate. În România nu există. În România a plecat de la putere este așa un fel de lucru rușinos, o nenorocire. M-a plecat cu toate. Nu. În țările nordice, mai ales,
nu mai ești primar, foarte probleme. E același om, da? Adică funcția publică în alte țări ale lumii, mai ales în țările, este văzută ca o povară. Adică e un tip care era, nu știu, bogat, cu tare, deci așa zice, băi, să fac și să fiu primar, hai să fiu consilier, hai să fiu ministru. După ce nu mai e, se întoarce. Da, dar în același timp și societatea nu zice, aoleo, mamă, a fost dat afară, ce nenorocire. Și este și foarte greu după asta să mai revii. Pentru că la noi nu există pentru o clasă opoziție, opoziția ca instituție. Spui, bă, stimezi pădrulă care e în opoziție la fel de mult ca și, să zicem, celălalt cu care este șef. A doua chestiune, în România orientală, diferența dintre ăla ajuns în funcție, autoritatea și omul simplu este uriașă. În țările civilizate, a fi ministru nu înseamnă nimic. E, ce mă, ministru? La noi, când ai ajuns ministru, toată lumea se schimbă în jur. Deci, să zicem că eu, nu știu, un jurnalist, nu, pe mine, că, bun, și ajunge ministru. Nu, un cetățean, un om ajunge ministru, da? Deodată vine ăla de la SPP, care e un fel de slugă, care spune șeful, ai mașină, ai ăla, ai ăla, ai ăla, da? Toți cei care nu te, până mai ieri nu te cunoșteau, te sună și spune, vrem cu tare, cu tare, cu tare, da? Adică ești dătător, împărțitor de daruri. Pentru că în Orient se poate. Adică, e șef, ai ce să dai. Dacă ești în Occident, mai bă, ce să vă dau? Sigur, depinde și de felul de a fi. Și atunci, în momentul în care vrei să pleci de la putere, adică ai vrea tu, vine nevasta. Pe mine mă miră la Helvig ce putere a avut. Că vine șoferul, vine șefa de cabinet, vine unde pleci, ne lași cu tare, cu tare, cu tare, da? De ce ar trebui în România, ar trebui ca politicienii, cei care sunt șefi, să facă, cum era, cum zicea romanii, gândește-te, obișnuiește-te că ești muritor. Deci, în fiecare zi sau la 2-3 zile, să fac un exercițiu de om simplu, da? Pentru că eu încarc singur valiză, da? Nu am șofer. Dacă aș fi fost șef cu șofer și nu mai aveam șofer, zicea, aoleu, cum duc eu valiză? Adică, tu care nu mai e șef, zici, bă, cine duce valiza? Cine face târguieli? Cine îmi face cafele? O serie întreagă. De asta, pe de o parte, ar trebui să se obișnuiască șefii cu condiția simplă, nu se meargă la metrou ca debut de remediat. Băi, să merg și eu pe jos. Care mă plâng? Uite, mă duc până la guvern pe jos. Și nu o să mai fiu premier. Și dacă nu fiu premier, ce? Tot pe jos o să merg ca și acum. Deci, asta este foarte multe avantaje, dar mai ele au și o explicație. Dacă toți demnitarii ar fi oameni bogați, adică au fost înainte, nu știu, oameni bogați. Și bun, și cum ajunge, nu știu, ți-i dau un exemplu, Țiriac, nu știu, ajunge demnitar. Și ce are? Secretar, avea și când era, nu știu, când era ăsta, manager sau om de afaceri, da? Mașină. Are două, trei. Deci nu mai, cum să zic, funcția nu ți-aduce ceva în plus. Deci asta cred că faptul că Helvic a demisionat și a demisionat în această chestiune. Sigur că noastră, dacă ar fi să facă un bilanț, i-am spus și lui Dan Andronic, că există părți pozitive, nu o să le trec în revistă, el nu mai e șef, eu l-am criticat mereu, mereu pe domnul Helvic, acum ne mai fiind șef, nu are niciun rost. Ca să spun, să fac eu așa o trimitere, o să vă fac o paranteză. Unul dintre cei mai mari analiști politici ai neamului, vă să este Dimitrie Bolintineanu. Cum adică mă gălau cu muma lui Ștefan Cermet? Da. Dimitrie Bolintineanu a fost
un fel de consilier de presă pentru domnitorul Alexandru Iancuza. L-a însoțit la Constantinopol în prima vizită în 1859, în septembrie, dacă nu mă înșel. A scris și un reportaj vizita la Constantinopol. A fost ministru culturii în timpul domniei lui Cuza, a fost și consilier de stat. Sigur, odată să vorbesc că a murit în cea mai mare neagră mizerie. În 1869 a scris o carte, Viața lui Cuza. În ediția a patra din 1873, el a scris o prefață. Se spune în acea prefață că multă lume i-a reproșat că de ce e așa de sever cu Cuza, că a fost totuși un om apropiat. Și el spune un lucru valabil pentru orice comentator: în momentul în care un conducător nu mai este, nu mai e conducător, putem spune adevărul. Deci eu pot să spun acum, nu am niciun interes, n-am avut nici acum, nici înainte cu el, l-am criticat. Aș vrea să spun că a făcut lucruri bune, mai ales că a pus capăt acelei terori a binomului Koldea, a binomului SRI-DNA, dar și altele, a fost discret, poate aș face însă două observații, era a eșuat, nu cred că a încercat, în transformarea acestui SRI într-o instituție friendly. Eu sunt specialist în relația dintre servicii, mai ales CIA și societate, nu societate civilă, societate, și de regulă aceste servicii secrete, directorii politici încearcă prin interviuri, prin o activitate mediatică să așa reușise Virgil Măgurean. De ce nu a fost atât de prezent în media? N-a dat nimănui niciun interviu. O să vă spun așa un fel din surse ce știu eu, nu i-a dat voie Claus Iohannis. Deci Claus Iohannis s-a interzis tuturor șefilor de servicii să se expună. Și eu nu cred că Edward Helveg n-ar fi făcut față dacă făceau un interviu sau... Bun. Problema este, vă întrebați pe mine, este ce va face? Nu știu. Eu fac însă observații, trag câteva concluzii în legătură cu acest moment. 1. Edward Heinrich a demisionat din proprie voință. Nu a fost forțat, n-a fost urmarea unui scandal, n-a venit la președinte. 2. Nu cred în varianta că el așa a ajuns la concluzia că a stat prea mult și că nu mai poate să mai facă nimic. Nu. Asta a fost un pretext foarte bun politic. Pot să fie motive. O altă concluzie în legătură cu asta este faptul că a reușit să transforme o plecare într-o mare victorie. Teoretic, orice plecare într-o asemenea funcție este o înfrângere. Într-o mare victorie, toată lumea a vorbit despre asta, am văzut și presa ce a scris. Nu cred. A lăsat un loc deschis. Nu a spus că nu va face politică, nu a spus că nu, nici n-a jurat că nu va face politică, dar nici n-a zis că va face politică. Eu cred că va sta o lună, două deoparte, am înțeles că și pleacă în concediu în străinătate, și că la un moment dat s-ar putea să se pună problema unei funcții, nu știu care. Dacă este și varianta, după părerea mea bună, Nicolae Ciucă să devină șeful SRI, bun, din punctul ăsta de vedere, și el să ia locul la președinția PNL. Oricum, sigur este că are de date, nu minte când spune că a avut aprobarea lui Claus Iohannis, dar cred că a avut și aprobarea Washingtonului, pentru că o asemenea schimbare trebuie știută, dar și aprobată de partenerul strategic. Eu am avut aici aproape SRI, a fost ca un fel de antena SRI. Ce va face? Nu știu. Nu-mi permit să spun că unde se va duce, ce va spun însă,
ca să înțelegeți cât de cât, că în Marele Putere, în Alta Poartă și Poarta Mijlocie, adică Bruxelles, sunt îngrijorate în legătură cu România, cu alegerile care vin, care pot să ducă la prăbușirea sistemului de partide și la victoria, nu spun extreme drepte, la victoria partidelor antisistem. Cred că e nevoie în România de o personalitate, ea poate să fie și Helvig, care să preia curentul acesta suveranist, să-i dea, și Helvig a dovedit în cuvântarea pe care a ținut-o la Cluj, adică să-i dea caracterul autentic de suveranism, nu ăla cu ițar, cu excese, cu tare, și în felul acesta, pe fondul prăbușirii PSD la guvernare, pentru că PSD-ul acum, până în septembrie, nu va mai rămâne nimic din PSD-ul suveranist, naționalist, patriotic, este un PSD bruxelizat, s-ar putea ca un pol de dreapta, dreapta, sau poate un pol, nu neapărat PNL, să, sub conducerea, să zicem, Monia ca Helvig, să destul de... Helvig este... Știe foarte multă istorie, că Helvig chiar este un om foarte cultivat. Tatăl, vă spun, îl știu dinainte de a ajunge director serie. Este chiar unul din puținii oameni publici din România cu care am ce discuta eu. Pot mă întâlni cu politicieni, să spun, n-am ce discuta. Cu primele 5 minute sunt pe femei. Na, bun. Asta cred că este, acesta a fost evenimentul. Nu mai discut despre altceva, vom vedea mâine seară. Mulțumesc, la revedere!